e o incertitudine mai creativă, mai intimă, mai inofensivă, în orice caz. Și trece de se schimbă odată la 4 ani sau odată la 6 ani. Ține de alcătuirea blocului care are genurile lui. Iubirea, care tema, îmi place cum temele sună așa, anul trecut crederea, acum iubirea. Ideea că iubirea există undeva și în altă parte ura nu e deloc adevărat. Iubirea coexistă cu ura în fracțiuni care se schimbă, care se calibrează mereu. Peste tot e lumea nesigură și, să zic așa, plină de întrebări. După mai multe întâmplări în ultimele luni în alte țări mai influente și cu ceea ce se numește Civic Public Square mai bine găduit decât piețele mică și mare din Sibiu, mă gândesc tot timpul că noi suntem totuși neocoși. În fine, aproximăm și până la urmă scoatem la cap. Apropo de iubire, e un început al fiecărei întâlniri sau al unei posibile relații de iubire. Nu mi-aduc acum aminte de definiția aceea unui sociolog francez care spune iubirea este o formă de fidelitate față de o întâlnire. Ioan Holender este un fenomen ponderat, bronzat, tenismen. Eu sunt o întâmplare supraponderală, mai palidă și mai alunecoasă. Domnul Holender e la capătul unui interval de glorie pecetluită. Eu aproximez secvențe mai degrabă neglorioase. Domnul Holender este un vechi subiect pentru mine de interes public și artistic aproape dintotdeauna. La venirea mea în Germania, în urmă cu mulți ani, la începutul anilor 80, dar mai întâi la Viena, unde am stat un an, Holender făcea parte din categoria marilor manipulatori pe scena impresariatului de operă. Se știau deja foarte multe lucruri despre el, ceea ce spunea seara la Cafe Central sau la Lanzmann sau în culisele agențiilor de impresariat, era repetat a doua zi de acel biotop artistic unic care este Viena. Încet și sigur, Ioan Holender s-a transformat, practicând un principiu foarte interesant pe care, care văd că e familiar și domnul Chiriac, în arte, cum spunea bătrânul Toscanini, în arte invita democrația, în arte autocrația. Și puțin înainte de a intra aici, cei doi maestri schimbau impresii de genul cine hotărăște? De ce se hotărăscă Chiriac și Holender? Pentru că așa trebuie. Noi hotărâm și iese bine până la urmă. Deci face parte din cheia unui portativ în care hotărârea și consumarea hotărârilor, desigur foarte contestate, în cea mai volatilă dintre lumii, care este lumea artistică, și într-o, mă rog, societate cu multe subînțelesuri și înțelesuri, că doar la Viena e Bergstrasse, unde a locuit Freud. El stă cu toate complexele lui, noi toți, dar totuși a locuit într-un oraș și asta nu e deloc întâmplător. Ioan Holender a reușit această performanță și acum, repet, iconografia sau legenda iconografică a stat mai mult decât Gustav Mahler în de cele mai mari scene de operă din lume. Aproape 20 de ani. A pus mâna pe operă la începutul anilor 90, deloc prin decizie autocrată. A reușit după aceea să-și impună autocratic personalitatea și stilul.